Alea pe albia la amfiteatru. L-a publicat, de asemenea, Mihai Usache l-a luat în seamă la Iași, în 78. După ce am terminat facultatea, deci am terminat în Moldova, la București am cunoscut foarte mult din cei care sunt aici, și la Iași am înființat un studio de poezie, la care am invitat foarte mulți autori, primul autor din generația 70. În ce an? În 80 am înființat studio de poezie și au invitat și din generația noastră, din 1951, un barcul. Era și Mihai Usache acolo. Da, după el a plecat în 81 la America, noi am mai continuat un an sau doi, după aia studioul de poezie a fost interzis de cei care puteau să-l interzică. Cenzura mea. Ceea ce am putut face cu adevărat și cred că am reușit, pentru că eu nu le văd. În Iași a fost un outsider. Era de la București, București era de la Iași, și nu știu ce era de acasă. După 89, am înființat revista Timpul. A fost prima revistă, să spunem, nouă cu adevărat, pentru că 13 ianuarie apărea săptămâna în Timpul și l-a scos 2 ani. M-am ocupat de el, a făcut o revistă de literatură, dar și una social-politică. A fost înăbușită pentru că era una acut anticomunistă la 90-91 atunci când m-am ocupat de Timpul. Iar în 1995 a scos revista Poezia. Iar în decembrie 95, într-o concurs de împrejurare, a fost numită reactor și la comunitatea, revista de care mă ocup și în prezent, și în care public, bineînțeles, cu tot dragul, toți colegii noștri au avut ușa deschisă să-i pot publica și sunt onorat că fac parte din această creație.